Mi-a pus întrebarea, care este interpretarea, care este atitudinea față de această problemă de pe cealaltă parte a baricadei, să zic așa. Adică, ce consemnează partea rusă sau partea sovietică în legătură cu problema tezaurului românesc depozitat în perioada 1916-1917 la Kremlin, mai exact la Moscova. Voi zice, ca să dau citire unor gânduri pe care le-am creionat pentru a scurta din timp. Conferința de la Varșovia, lucrările care s-au desfășurat pe parcursul a 6 ședințe în perioada 22 septembrie-25 octombrie 1921, poate fi considerat drept primul contact între reprezentanții oficiali ai României și URSS, în cadrul căreia s-a luat în discuție chestiunea tezaurului României evacuat la Moscova în 1916-17. Cu această ocazie, la 24 septembrie, într-o discuție neoficială, Lev Karakhan, șeful delegației sovietice, i-a comunicat omologului său român, Gheorghe Filalite, că Rusia sovietică era gata să renunțe la discutarea problemei Basarabiei și acelei privind minoritățile, în schimbul renunțării de către România la pretențiile privind restituirea tezaurului și reglementarea problemei datoriilor reciproce sovieto-românia. Era vorba de datoriile din primul război mondial. Reprezentantul oficial al Rusiei sovietice a încercat să prezinte tocmeala propusă drept proprie găselniță. Citez. Percep foarte bine situația dumneavoastră și tocmai de aceea m-am gândit dacă n-am găsit un mijloc de conciliere. Am găsit unul care e al meu și nici nu știu dacă va fi admis la Moscova. Pentru a convinge interlocutorul său de natura reciproc avantajoasă a trocului propus, diplomatul sovietic a invocat o serie de argumente. Din start, a încercat să motiveze interesul deosebit al părții ruse pentru readucerea pe tapeta problemei basarabene. Citeți din nou. Dacă susțin cu atâta insistență că trebuie să discutăm chestiunile Basarabiei și a minorităților în viitoarea conferință, o fac nu atât pentru guvernul din Moscova, cât pentru cel din Harkov. Ucraina e vecina Basarabiei și la Harkov Irakovski. Percepeți? Deci pe chestia Basarabiei nu poate să mă intereseze. Noi suntem reprezentanții maselor, trăim prin ele și le datorăm de a ne menține la putere. Ce vor zice deci aceste mase din Ucraina când vor vedea că nu am reclamat retrocedarea Basarabiei și cum le vom putea explica dezinteresarea noastră. La încercarea lui Gheorghe Filalite de a explica importanța întregului conținut al tezaurului pentru poporul român, Lev Karakhan a continuat. Da, știu toate acestea, dar ce vreți? Evenimentele prin care am trecut au fost așa de teribile. Când Moscova era amenințată de Denikin, am început evacuarea lucrurilor de preț și deci și a tezaurului român, care a fost transportat fie la Nizhny Novgorod, fie la Perm, fie la Iurea. Nu v-aș putea spune dacă toate lăzile au fost readuse la Moscova, dar desigur că tezaurul nu mai poate fi intact. Când veți avea un reprezentant la noi, se va ocupa de această chestiune și desigur că îi se vor pune la dispoziție lăzile ce se vor mai găsi. Și apoi văd că faceți atâta caz pentru mizerabila sumă de nici 100 milioane ruble aur, la care se ridică întregul dumneavoastră stoc metalic. Admiteți, sper că Basarabia face mai mult. Interesul deosebit al societății românești față de problema tezaurului, depus pentru o păstrare la Moscova în anii primului război mondial, impune o abordare corectă a problemei, prin acumulare de noi date și verificare în măsura posibilităților a informațiilor cunoscute. Spre exemplu, afirmația lui Lev Karakhan privind eventuale pierderi ale unor lăzi depuse de guvernul român la Kremlin ar fi putut avea la bază informații despre topirea, încă în 1918, din ordinul Sovietului din zona Ural, a numeroase obiecte de artă executate din aur. Faptul că parte din tezaurul românesc ar fi ajuns la Perm, adică în preajma munților Ural, i-a îndemnat pe unii cercetători ruși la ora actuală să lanseze următoarea teză. Citez. Rezerva de aur a României, evacuată în Rusia în timpul ofensivii trupelor germane asupra Bucureștilor în 1916, a fost transformată în lingouri. Am încheiat citat. Dar un studiu serios al acestui aspect, bazat pe documente rusești, ar putea limpezi problema dacă au fost topite piese din tezaurul românesc sau este doar o fumigenă în scopul ascunderii adevărului. La 14 septembrie 1921, cu doar o săptămână înainte de deschiderea lucrărilor conferinței de la Varșovia, Gheorghe Cicere, comisar al poporului pentru afaceri străine din Rusia, într-o notă adresată lui Molotov, membru al biroului politic, și-a exprimat profundă nemulțumire în legătură cu tentativa
Crestinski de a schimba componența delegației sovietice care urma să negocieze cu delegația română în capitala Poloniei. În opinia lui Cicerin, aceasta ar însemna o amânare a începerii negocierilor câteva săptămâni, în momentul când delegația română iese deja în drum spre Varșovia și ar urma revenirea ei acasă. Manifestarea acestor fricțiuni la vârful Departamentului de Politică Externă Sovietică reprezintă dovada certă a lipsei de coeziune în rândul conducerii sovietice privind problema relațiilor cu România la momentul respectiv. Nu este exclus că și afirmația lui Lev Karakhan privind opinia proprie în legătură cu propunerea schimbului Basarabiei contra Tezaurului reprezintă punctul de vedere doar al unei părți din conducerea sovietică. Deloc întâmplătoare a fost și aluzia lui Lev Karakhan la Ucraina. La 18 septembrie 1921 la Moscova, pe numele lui Lev Trotsky, a sosit o telegramă cifrată din capitala Ucrainei, Harkov, cu următorul conținut. Îmi permit să citez acest document pentru că el este important în ideea înțelegerii evoluției mai departe a discuțiilor asupra tezaurului României. Citez, deci. Comitetul Central al Partidului Comunist din Ucraina consideră că în problemele strâns legate de Ucraina, precum ar fi tratatul cu România, Comisariatul Poporului pentru Afaceri Străine a Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse trebuie să se pună în legătură cu Comisariatul Poporului pentru Afaceri Străine al Ucrainei. Pentru ca biroul politic al Comitetului Central de la Moscova, în cadrul soluționării problemelor relațiilor cu România, să țină cont și de opinia Comitetului Central Ucrainean. Practica actuală de luare a deciziilor de către Comisariatul Poporului Rus, la care Comisariatul Poporului Ucrainei urmează tot să subscrie, reprezintă o situație anormală. În cazul de față, consider că încheierea tratatului de pace cu România, prin renunțarea la Basarabia în schimbul a 100 milioane ruble aur, aflate de fapt în mâinile noastre, nu ar aduce niciun beneficiu Federației Ruse și ar submina autoritatea în fața țărăniei basarabene, care manifestă un sentiment de condescendență puternică față de noi, precum și în rândul muncitorilor și țăranilor din România, Ungaria, Bulgaria și Iugoslavia, consolidând autoritatea mușierilor români în postura lor de jandar imperialist în sud-estul Europei. Considerăm că în aceste condiții de consolidare a puterii sovietice pe plan intern și extern s-ar putea promova o politică revoluționară activă mai cumpătată, fără a se apela la provocări și război. Conform opiniei noastre, Comisariatul Poporului pentru Afaceri Străine al Rusiei subestimează poziția noastră extrem de favorabilă față de România, determinată de 1. Ocuparea Basarabiei, conform declarației oficiale de atunci, a ambasadorilor de la Iași, al cărei text original se află la noi, reprezintă un act provizoriu. Conform angajamentelor semnate în iarnă, România și-a asumat obligația de a se retrage din Basarabia într-un termen de 2 luni. 3. Protestul Statelor Unite ale Americii față de decizia Consiliului Suprem de recunoaștere a apartenenței Basarabiei la România. 4. Protestul deputaților statului țării aflat în posesia noastră, prin care se demonstrează că votul în ședință de noapte a sfatului țării s-a desfășurat cu cele mai grave încălcări ale regulamentului și în lipsa a 2/3 de numărul deputaților. 5. Lipsa de popularitate a guvernului român. Considerăm că în cadrul apropiatelor negocieri cu România, aceste argumente nu ar trebui prezentate și doar după realizarea pe deplin a efectului propagandistic, ținând deschisă partea formală a apartenenței Basarabia la România. Să încheiem cu România acordul privind navigația pe Nistru și limanul Nistrului, schimbul de prizonieri, comerț, etc. Noi trebuie să ne asigurăm posibilitatea juridică de a readuce în discuție problema Basarabiei într-un moment oportun pentru noi. Semnează secretarul Comitetului Central al Partidului Comunist din Ucraina, Felix Korn. Între altele fiind spuse, Felix Korn a fost deportat de către ohranca țaristă până la 1917 în Siberia, a trecut în Siberia o perioadă îndelungată, are o serie de studii legate de problemele Siberiei și în perioada de după 1917 a ocupat o serie de posturi modeste în ierarhie sovietică, fără, adică nu s-a făcut cunoscut ulterior prin nimic în activitatea și politică din URSS. Textul acestui document nu este altceva decât un gen de manifest program, conceput la acel moment de către noul regim al Rusiei pentru obținerea de maximum profit de pe urma gestionării unei probleme complexe a politicii sale externe, care a fost urmat cu obstinație de către toți conducătorii sovietici și nu numai.
După iureșul cavalerist bolșevic din primii ani de, de la preluarea puterii în 1917, a fost emisă concepția promovării politicii revoluționare cumpătate, inclusiv modalitățile de transpunere în practică a noului curs, inclusiv în cazul problemei tezaurului românesc deținut ilegal. Oferta trocului Basarabia în schimbul tezaurului este doar o capcană, deoarece în acel moment Rusia se confrunta cu două mari probleme. În plan intern, colapsul financiar ca urmare a războiului civil și a unei economii sătătuite de conflictele social-politice, precum și izolarea totală a regimului bolșevic pe arena internațională. Dovada cea mai clară a situației respectivă reprezintă afirmația lui Lev Karahan în cadrul întrevederii sale, cum spune dânsul, între șase ochi, cu Gheorghe Filariti din 26 septembrie 1926. Spun între șase ochi pentru că Gheorghe Filariti o aprecia de convorbire între patru ochi, mai exact între șase, că cine putând ne înțelege direct a trebuit să recurgem la interpretul lui Karahan, un evreu polonez de o inteligență remarcabilă. Deci, Filariti spune, această chestiune, deci îl citează pe Karahan, această chestiune a socotelilor este din cele mai plicticoase. Ea ne-a ținut în loc vreo șase luni când am tratat cu polonezii și probabil ne-ar lua tot atâta dacă am tratat-o cu dumneavoastră. Cum dorința noastră este să sfârșim cât mai degrabă, dacă suprimăm socotelile, cădem de acord cu ușurința asupra celorlalte puncte. În 15 zile, dumneata cu mine, semnăm acordul, fără să mai avem nevoie de o altă conferință și reluăm relațiunile diplomatice. Am încheiat citat. La acea dată, Rusia nu își propunea să revendice teritorii. Acest element al politicii sale externe urmând a fi lansat cu o insistență vizibilă în a doua jumătate a anilor 30. Obiectivul principal, anunțat oficial în relația cu România, era obținerea de cunoaștere oficiale a regimului bolșevic de către vecinul său, adică România, eschivarea de la plată datoriilor acumulate în perioada Primului Război Mondial și evitarea restituirii tezaurului depus pentru păstrare la Moscova. Toate acestea pentru acordul de a nu revendica Basarabia. În telegrama lui Felix Scott se precizează foarte clar că partea sovietică își rezervă dreptul de a formula pretenții asupra Basarabiei la momentul oportun, iar până atunci își propunea o ofensivă propagandistică antiromânească bazată pe câteva teze care rămân valabile în istoriografia rusă până în prezent. Liderul comuniștilor ucraineni nu oferea nicio soluție în problema tezaurului, însă din această tăcere se poate înțelege că restituirea sa proprietarului de drept nu era prevăzută pentru o perioadă precisă. Momentul oportun pentru URSS a apărut în urma încheierii cunoscutei tranzacții între regimul stalinist de stânga și regimul socialist de dreapta, de la sfârșitul anilor 30. În fața amenințării cu forța, România s-a văzut nevoită să accepte ultimatumul sovietic. Cu ocazia întrevederii din 26-40, cu Comisariatul Poporului pentru Afaceri Străine Molotov, în cadrul căreia s-au negociat, se zice, cu cărțile pe masă, limitele pretențiilor sovietice în Bucovina, Schulenburg, ambasadorul german la Moscova și a amintit de tezaurul românesc. În telegrama sa către Ribbentrop, ministrul german al afacerilor străine, el preciza, citez, la remarca mea că probabil s-ar putea ajunge mult mai ușor la o soluționare pașnică în cazul în care guvernul sovietic ar înapoi tezaurul Băncii Naționale a României, tezaurul care a fost evacuat pentru păstrare la Moscova în cursul Primului Război Mondial, Molotov a declarat că aceasta se exclude total, deoarece România a exploatat destul de îndelungat Basarabia. Era practic prima declarație oficială privire la refuzul URSS de a respecta promisiunea din ianuarie 1918 a fondatorului statului sovietic Lenin privind restituirea acestor bunuri poporului român. Îmi pare rău că sunt atenționat că se termină probleme, pentru că, de fapt, aici începe cea mai interesantă parte a comunicării mele, după părerea mea. Ok? Începeți de minute. Pentru că câteva luni mai târziu, în toamna anului 1940, șeful Departamentului de Politică Externă Sovietic avea să prezinte această nouă poziție a URSS-ului în problema tezaurului românesc într-o formulă mult mai tranșantă. Trec peste aceasta și vin la momentul, de fapt, revin la 1922-23, când după discuțiile de la Varșovia, partea sovietică s-a convins de faptul că România nu acceptă acea propunere de troc
Și în 1923, la Moscova, a fost creată comisie specială a Comitetului Central al Partidului Comunist din Rusia pentru evaluarea tezaurului românesc, avându-l ca președinte pe Alexandru Gavrilovici Șleapnikov, descendent al unei familii de ruși gărit vechi din orașul Murom, unul din liderii Partidului Bolșevic, care va fi executat la 1937, sub acuzație de lider al opoziției sindicale. De altfel, gurile târgului mai spun că era și unul din apropiații intimi ai cunoscutei comisare roșii, Alexandra Kolontai. Comisia și-a desfășurat activitatea în perioada 1923-24 și a avut ca obiectiv concret evaluarea tezaurului românesc depus pentru păstrare în depozitele fondului de stat de la Kremlin. Componența comisiei nu a fost una stabilă, unii membri fiind cooptați pentru anumite sarcini concrete sau lucrări de expertiză. Fiecare din cele 19 ședințe ale comisiei au fost reflectate în stenograme separate, iar președintele Șleapnikov a purtat o corespondență permanentă, asigurând astfel o legătură strânsă comisiei cu Comisariatul pentru Afaceri Externe și Comisariatul pentru Finanțe. Desigilarea și deschiderea fiecărei lăzi cu obiecte ale tezaurului românesc din depozitul la Kremlin a fost consemnată prin procese verbale, însoțite de inventare ale pieselor de valoare descoperite, cu indicarea calității și greutății, inclusiv datele despre traseul acestora, unde au fost transportate și distribuite și transportate ulterior. Comisia a efectuat o evidență separată a hârtiilor de valoare românești și străine, diverse documente financiare aparținând instituțiilor publice, registre de operațiuni valutare, etc. Membrii comisiei au manifestat un interes sporit față de materialele de arhivă. Aici este momentul, după mine, cel mai important. Spre exemplu, una din sarcinile comisiei a fost preluarea și structurarea materialelor provenite de pe urma activității legației României de la Petrograd, a materialelor de arhivă românești aflate deja în custodia GPU, adică Direcției Poliției Principale, Poliție Secretă, și a Comisariatului Poporului pentru Afaceri Străine. Faptul denotă că unele materiale de arhivă românești au fost devalizate de bolșevici înainte de 23-24. Între acestea au fost documente ale Ministerului Afacerilor Externe Român, ale Ministerului Afacerilor Interne Român, arhiva primului ministru Ion Brătianu din perioada 1910-1916, în special corespondența sa cu legația României de la Petrograd, arhiva Siguranței și Poliției București, asiguranții naționale din perioada 1909-1917. Acest fapt cred că este o dovadă sau o explicație de ce în perioada interbelică partea sovietică a avut o rețea extrem de puternică în România. Au avut arhivele serviciilor respective din perioada de până la evacuarea tezaurului, pentru că aceste arhive cu parte din tezaur. Comisia a desfășurat o activitate intensă, mai ales în primele luni ale anului 1924, faptul fiind legat de pregătirile delegației sovietice pentru participarea la lucrările conferinței româno-sovietice de la Viena, din perioada 27 martie 2 aprilie 1924. Materialele provenite de urma activității Comisiei Speciale pentru evaluarea tezaurului românesc au fost utilizate și după 1924. Este cazul corespondenței între Arhiva Centrală a URSS, Comisariatul Poporului pentru Afaceri Străine și Comandantul Militar al Kremlinului privind restituirea arhivei personale a compozitorului George Enescu. La 14 martie 40, exact la două zile după încheierea războiului de iarnă, cu Finlanda a fost întocmit un nou inventar al pieselor de muzeu, descoperit în lăzi și transferat din depozitul 1 al Mohanului, depozitul de stat, de la Kremlin, în depozitul de la Orojenia Palată din 23, în anii 23-24. Întocmirea acestui material reprezintă o dovadă clară a faptului că în cadrul pregătirilor din primăvara anului 1940, pentru anexarea Basarabiei, conducerea sovietică a luat în calcul și posibilitatea de exercitare a presiunilor asupra statului român, utilizând problema tezaurului. Întregul stoc de materiale provenite de urma activității comisiei pentru evaluarea tezaurului românesc din perioada 23-24, precum și anii următori, a fost depozitat la arhivele statului ale Federației Rusiei. La 20 noiembrie, atenție, la 20 noiembrie 1965, el a fost supus unei restructurări și adaptat condițiilor pentru consultare sau cercetare. Aici îmi pun întrebarea. Oare nu în urma cererii expresă formulate în problema tezaurului de Nicolae Ceaușescu, imediat după venirea sa la putere? Custodiile de la depozitul arhivei respective efectua periodic verificări a stării materialelor îndosariate. Asemenea, operațiunile au fost efectuate la 8 aprilie 66, 17 decembrie 68, în noiembrie 74, ianuarie 75.
În concluzie, anul 1965 a reprezentat un moment de pătură în istoria relațiilor româno-sovietice, dar mai ales la capitolul abordării unor subiecte deosebit de sensibile, cum a fost problema Basarabiei, tezaurul românesc deținut de URSS, etc. Pe de altă parte, picăturile oferite de parte sovietice din cele peste 90 de tone de aur sau din stocul important de arhive, pe care noi le-am trimis cu mâna noastră în Rusia acum un secol, ne-au parvenit la mijlocul anilor 30 și în 1965, cu de mare favor și pentru a stimula gradul obedienței noastre față de vecinul de la răsărit. După 1965, conducerea comunistă a României a inclus problema tezaurului, practic, în agenda relațiilor bilaterale la nivel oficial. URSS nu a mai oferit nimic din cele deținute ilegal. În schimb, partea română a folosit problema tezaurului pentru realizarea efectului propagandistic. Pe invers. În scopul dezvăluirii chipului adevărat al jandarmului imperialist din Estul Europei. Consecințele acestui proces mediatic fiind resimțite după 1989, când practic întreaga populație a României a sprijinit cursul politicii de aderare a țării la Uniunea Europeană și NATO, sau mai exact, distanțare de URSS sau de Rusia. Pentru comparație, în fostele republici sovietice, problema aderării la structurile europene și euroatlantice are o tot altă proiectare în mentalitatea populației până în prezent. Mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult și continuăm cu domnul Ion.